În suferință, Pavel și Sila cântă. În Fapte 16:25 găsim scris: pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Când solii crucii au pornit în lucrarea lor de a învăța pe oameni, o femeie stăpânită de un duh de ghicire s-a luat după ei și a început să strige: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Sub inspirația Duhului Sfânt, Pavel i-a poruncit spiritului rău să o părăsească pe femeie. După ce a fost însănătoșită la minte, femeia a ales să-L urmeze pe Hristos. Atunci, stăpânii ei s-au alarmat pentru câștigul lor. El au văzut că se spulburase orice nădejde de a mai primi bani de pe urma prezicerilor și ghicitorilor ei și că sursa lor de venituri se va sfârși curând. Strânită de valul de agitație, mulțimea s-a ridicat împotriva ucenicilor. Spiritul de turmă a triumfat și a fost susținut de autorități care au rupt veșmintele apostolilor și au poruncit să fie biciuiți. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și i-au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Plin de uimire, ceilalți întemnițați au auzit sunetul rugăciunii și al cântecului venind din temnița cea dinăuntru. Ei fuseseră obișnuiți să audă urletele și gemetele, blestemele și înjurăturile care curmau liniștea nopții. Însă, deși oamenii erau cruzi și răzbunători sau vinovați de moarte, fiindcă își neglijaseră răspunderile solemne ce le reveneau, Dumnezeu n-a uitat să fie îndurător față de slujitorii săi. Întreg cerul se interesa de aceia care sufereau din pricina lui Hristos și îngeri au fost trimiși să viziteze închisoarea. La sosirea lor, pământul s-a cutremurat. Ușile cele grele și ferecate ale închisorii s-au dat în lături. Lanțurile și cătușele au căzut de la mâinile și picioarele întemnițaților și închisoarea a fost inundată de lumină strălucitoare. Temnicerul adormise cu aceste sunete în urechi, dar a fost trezit de cutremur și de zgâlțiala zidurilor închisorii. Sărind iute în picioare, el a văzut cu spaimă că toate ușile închisorii erau deschise și deodată îl străfulgeră teama că întemnițații au scăpat. Trăgând sabia, era pe punctul să se omoare când glasul lui Pavel s-a auzit în cuvinte pline de îmbărbătare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Toți erau la locurile lor, constrânși de puterea lui Dumnezeu, exercitată printr-un întemnițat. Temnicerul a zvârlit sabia. După aceea, scoțându-i afară, i-a întrebat: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Părinte Ceresc, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Învață-mă! Arată-mi! Îți mulțumesc că și astăzi mergi cu mine și nu mă lași singur. Fii slăvit pentru tot ce faci minunat în fiecare moment în viața mea. În numele lui Iisus. Amin.